muzică, nu puteau să transmită și ei aia. Că așa-i lumea trecătoare, unul naște. Se poate? Da. Dumneavoastră? Am venit într-o problemă. V-a chemat Dumnezeu? Ferească Dumnezeu, am venit cu un memoriu. Da, vi-l înregistrăm, îl lăsați la noi și veniți după răspuns în viața de apoi. Nu pot o domnișoară, e o chestiune arzătoare. Ce solicitați în memoriu? Un nimic ca toată, am nevoie urgent de o minune. A, solicitări de minuni nu mai primim în trimestrul ăsta. Uite câte ne-au sosit. Un gestionar ne cere să facem o minune, să câștige la loto, că altfel îl trece la venituri ilicite. Uite, ia Ale Cotroceni să nu plouă până în decembrie, să-și facă și el planul la reparații pe 72. Un grup de enoriași din Dr. Saicovici. Să facem o minune să reintre progresul în divizia A. Horia Căciulescu să joace Hamlet. Etc. Etc. Revin-o, mata, în trimestru 4. Nu pot, sunt în aer. Încerc. Lasă că știu mai bine. Dacă nu rezolv acum pe loc, nu mai pot veni o perioadă mai îndelungată. Mai... Permiteți? O mică atenție pentru dumneata. Vai, mersi, mersi. Doamne, ortodoxul Mitică vă roagă să-l primiți. Să vină. Iar ai primit, măta Roșa. Ce păcate te aduc la mine, fiule? Cu memoriu, doamne. Îl citești, îi pui o semnătură și gata. Și vii așa cu memoriu direct la mine? Nu. Prima dată l-au studiat cei de la miliție, doamne. De miliție nu mă plâng, nici nu e bine. L-au studiat, m-au cercetat și mi-au răspuns prin informația Bucureștiului. La rubrica aflăm de la Inspectoratul Miliției Capitale. De-a crăpat spune mână lungă că mie mi-a dat și poza. Și am făcut alt memoriu, mai sus, la minister. Funcționarul de la registratură m-a privit, s-a uitat la memoriu, m-a privit iar și competent și cu spirit de răspundere m-a trimis la dracu și m-am dus. Dar n-am mai găsit bon de ordine, era o coada dracului. E și de înțeles. Sunt atâtea ghișee la care oamenii sunt îndrumați la dracu, încât nici el nu mai poate să facă față cu rezolvarea cererii. Așa, de-aia am venit cu memoriu la dumneata, doamne. Și ce soliciți în memoriu, fiule? O nimica toată pentru dumneata, doamne, o nimica toată, să fiu trecută în rândul sfinților, că altfel am încurcat-o. Păi ai calificare de sfânt? Nu, doamne, nu, sunt autodidact, am făcut minuni pe cont propriu și acum vreau să mi le omologați. Ce fel de minune ai făcut? De tot soiul, doamne, prima a fost aia cu nunta din... Cana Galilei. Nu, din Ferentari. Nuntă mare, 200 de invitați. Codată mi se mărită fata. Să terminase peștele, să terminase vinul, să terminase pâinea. Și nici nu trecusem la strângerea darurilor. Era să fie o nuntă fără eficiență economică. Și atunci am coborât în depozitul TAPL-ului, unde eram responsabil, și am făcut minunea. Au apărut bucatele. A apărut pâinea, a apărut vinul, a apărut peștele, a apărut controlul financiar și a dispărut subsemnatul. Pentru așa minune ar fi trebuit să fie aruncat în groapa cu lei? Mi-ar fi convenit, doamne, dar nu s-a putut. Aveam antecedente penale, mai avusesem de-a face cu lei. Doamne, cuvioasa Paraschiva cere să o primiți în audiență. E trecută pe listă? Nu. Spune că are funcție de sfântă și nu poate să aștepte la rând ca muritorii. Ai văzut, fiule? Precum în cer, așa și pe pământ. Spune că am plecat pe teren. Precum pe pământ, așa și în ceruri. E, ia spune, fiule, mai departe. Așa. Și după ce am făcut minunea cu nunta din Ferentari, am stat o perioadă de reculegere la, știți dumneavoastră, și pe urmă m-am angajat magazioner. Și aici ce minune ai mai făcut? Minunea cu potopul, doamne. După ce m-am angajat magazioner, mi-a spus, Mitică, gata, aici ai de-a face cu Avut Obștesc, că le văd și politic. Avut Obștesc, care e și al tău, o parte. Și atunci ce m-am gândit? Să iau partea mea de Avut Obștesc acasă, să mai descongestionez magazia. Și am descongestionat-o până când avea mai mult Avut Obștesc acasă decât la magazie. E, trăia bine, Mitică, șprițul, șpriț, mașinuța, mașinuță, femei,
Fiule! Iartă-mă, doamne. Gata, am înțeles, fără fe, singur. Zi cu minunea. Așa, și cum îți spuneam, doamne, doamne, aveam un nivel de trai săltat. Da, de la un timp o cam sfeclisem. M-am gândit, dacă îmi pică pe cap vreun control și vede că am băgat mâna până în genunchi, n-a avut obștez, e prăpăd, e potop, potop, potop. Și am făcut minunea cu potopul, am dat drumul la toate robinetele. Și a doua zi am venit cu comisia să le arăt ravagiile potopului. Eu i-am întrebat, știți să notați? Și când am deschis ușa, nu știu cărui deștept i se stricase sifonul de la WC-ul și oprise apa pe coloană și am intrat la apă 4 ani, doamne. Ai șansă la ghinion? Curat ghinion, dar nu m-am lăsat, doamne. Cum am ieșit, m-am angajat pe un șantier, responsabil cu pontajul lucrătorilor. E, și bineînțeles, ai făcut o minune. Exact, de unde știi? Da. Iartă-mă, doamne. Și ce minune? Învierea lui Lazar, doamne, ediție revăzută și adăugită, dar mai ales adăugită. În Biblie era vorba de un singur om. Era puțin, prea puțin, doamne, și neconcludent. Ai mei au fost mai mulți. M-am dus la cimitir să fac angajări, dar nu i-am angajat decât pe cei cu vechime ca să beneficieze și de sporul de 10%, că am suflet bun. Pe unii am și evidențiat în muncă, că da, ești mi s-a tras. Am primit un telefon de la trust să mă duc cu evidențiații în muncă să-i sărbătorească într-o festivitate. E, du-te, mitică, cu răposații la festivitate. A fost mai mult parastas. A oficiat un procuror și acum vrea să mă bage iar la reculegere pentru 5 ani și dacă nu fac o minune, e nenorocire. Du-te, fiule, du-te unde te-a îndrumat funcționarul de la registratură. Poate nu mai este așa aglomerat. Așa te porți cu mine? Se poate? Păi îți fac un memoriu, îți trag o reclamație mai sus. Adică, unde mai sus?